Bună ziua tuturor, sunt Arotela. M-am întors după o pauză cam îndelungată, știu, dar necesară pentru sufletul meu. Sper că nu sunteți foarte supărați, deși sunt unii care au tot încercat să insiste să comenteze. Țineți cont că aceste etalări se fac la mod într-un mod intuitiv și dacă s-a întâmplat o situație să nu apară o etalare sau să o amânăm, din niște motive sănătoase și personale, înseamnă că nici dumneavoastră nu trebuie sau vi se amână chiar de către univers un mesaj din partea persoanei care face etalările. Dacă pe acest canal nu ați primit mesajul, probabil că trebuia să-l primiți pe alt canal, din partea altui cititor, altei cititoare în cărți. Acum, am revenit, încerc să recuperez sau să intrăm oarecum în atmosfera de început de primăvară. Am început să amestec cărțile, mi-a apărut Regina de Săbii, de Spade, ceea ce reprezintă un semn de aer, evident, vărsătorul. Și apoi mi-a apărut Valetul de Cupe, oarecum invers. Cred că unii dintre voi vreți să... Și nu trebuie să fiți musai cu soare învărsător, puteți să fiți pești sau semn de foc sau orice alt semn cu planete, lună sau Venus, ca și mine, Venus învărsător. Și simt că cel puțin aceste cărți au corespuns foarte bine cu ce se întâmplă în viața mea. Deci, vreți adevărul, tăiați pe oricine nu vă aduce vindecare și o stare de confort emoțional, nu mai vorbiți despre emoțiile voastre. Vărsătorii sunt foarte deschiși, din câte știu, eu cel puțin așa sunt, deși nu sunt vărsător, am planete în vărsător, suntem vorbăreți, dar suntem și foarte sinceri în general. Și spun asta pentru că a apărut șapte de săbii invers. Vreți să aveți de-a face cu oameni sinceri. Nu vreți să mai auziți minciuni sau secrete sau să fiți tratat într-un mod foarte secretos. Asta este una din interpretările. O să revin. Iar amestecând aceste de cărți, ce mi-a apărut? Ce mi-a apărut? Mi-a apărut Regina de Monede, 7 de Monede, 6 de Spade și 3 de Cupe. Ceea ce într-o variantă ar fi, voi vă regăsiți creativitatea, stabilitatea financiară, nu mai vreți, pentru că a fost Regina de Spade care vrea să taie ceea ce nu corespunde valorilor ei. Vrea să taie minciunile, vrea să afle adevărul și atunci voi vă regăsiți echilibrul financiar, stabilitatea. Vă împământeniți într-un fel sau altul prin niște proiecte foarte frumoase. Nu mai vreți să investiți sau faceți o pauză în aceste investiții emoționale într-o persoană care nu v-a oferit spor, nu v-a oferit creștere, o relație care nu a dat roadele pe care le-ați așteptat, faceți pauză și nu doar că faceți pauză, unii dintre voi chiar plecați către zone mai calde, 6 de spade, iar semn de aer, da? Plecați către o zonă călduroasă, vorba vine călduroasă, o zonă de confort emoțional, mental. Poate vreți să petreceți cu prietenii voștri, să vă detașați de acele minciuni pe care le-am văzut la un moment dat. Rămâne să mai vedem ce cărți apar. Continui să amestec cărțile. Ok, să tăiem și cărțile acestea. Uite așa în fața voastră cum vă plac ce unora. Cum vă place unora. Una, două, trei. Ok. Hai să mai amestecăm un pic din aceste cărți. Da. Așa cum simt, vreți să lăsați în urmă o relație. Poate să fie o căsnicie nereușită sau ați încercat
7 de monede, ați încercat să investiți într-o prietenie, într-o relație cu cineva, nu a sporit, nu a dus nicăieri și voi sunteți oameni care vreți creștere în general, da? Și încheiați acest ciclu. Începeți eventual altul și înțelegeți că a fost o lecție. A fost o lecție. Haideți să vedem, să tăiem cărțile, că deja vor să vorbească. Cum să facem noi să tăiem în fața voastră? Nu aveți cumva dubii că le așez eu special pentru voi, mai frumos sau mai urât. Ok. Așa, acum face cum a făcut și la Taur, da? Ce a fost de curând, trecutul, de recent? Energia prezentă, ce urmează să se întâmple și cine va apare în viață. Acum, la sfârșit de martie, început de aprilie, nu uitați, repet, timpul este fluid la nivel universal. Timpul este altfel decât cel din calendar. Acum punem, da? 2, 3 și 4. Și vedem dacă ai nevoie de clarificare. De curând. Oh, am zis, da? Cum se leagă cărțile? Vreți să vă detașați emoțional de ceva ce nu v-a satisfăcut, nu v-a adus bucurie. Probabil că 5 de cupe, dar ați avut regrete într-o relație cu un suflet pereche care probabil și-a umplut doar el cupa sau ea, da? Și într-un fel nu ați reușit să fiți satisfăcuți. Sunt cupe goale sau pline cu pelin. Dacă ar fi cu dulceață, cu miere, cu orice altceva frumos, nu le-ați părăsi, evident. Probabil s-a întâmplat de lună plină, acum de curând. Probabil decizia ați început să o luați cu ocazia unei luni noi, da? Dar cred că de lună plină ați început chiar să vă detașați emoțional. Dacă înainte doar doreați, acum chiar nu mai simțiți atâtea emoții pentru ei și deja simțiți nevoia să priviți la distanță, să călătoriți, 3, ia uite, e Marte, e Mercur. După ce va ieși Mercurul din retrogradare, poate veți dori să plecați într-o călătorie sau, pur și simplu, eliberându-vă de aceste emoții negative sau neîmpliniri emoționale, vreți să vedeți viitorul cu alți ochi. Poate plecați mai aproape de un semn de foc. Poate nu este obligatoriu pentru unii dintre voi. Ideea este că de curând, în momentul în care ați început să vă detașați emoțional, vedeți oportunitățile, chiar dacă sunt la distanță, le vedeți cu alți ochi. Cu alți ochi. Acum, în prezent, ce avem? Da, am zis. Ați investit foarte mult și aici este steaua, de obicei reprezintă semnul vărsătorului. Ați investit, ia uite, foarte mult într-o relație, poate chiar și bani unii dintre voi, energie, emoție, gânduri, griji, ați investit. Și acum ați zis, gata, e cam obosit omul, da? Obosit și are nevoie de vindecare. Steaua înseamnă vindecare, vindecare emoțională că avem cupe. Și nu doar, înseamnă foarte mult, înseamnă speranță. Vreți să vă regăsiți speranța, să puteți să vedeți viitorul cu alți ochi, puteți fi optimiști în general în viață și în mod special cu voi înșivă, cu ceea ce vă preocupă. Ați așteptat foarte mult. Și totuși acum, așa obosiți, parcă mai aveți energie să începeți ceva nou, să vă detașați și să vedeți viitorul, cum am spus, cu alți ochi și în momentul în care vedeți oportunitățile, parcă aveți energie să începeți un nou proiect. Și ce ar mai fi de spus decât acel proiect să fie în primul rând vindecarea voastră spirituală. Poate un alt vărsător sau o persoană foarte importantă sau abilități de vindecare să fi intrat deja în viața voastră, într-un fel sau altul, că o cunoașteți, că nu o cunoașteți, rămâne să aflați sau să vă întâlniți, în cazul în care nu sunteți voi. Ideea este că acest nou proiect este vindecarea voastră
hrănirea voastră și voi să luminați ca o stea și să-i ghidați și pe alții, să-i învățați și pe alții. Așa simt acum să citesc cărțile. Da? Am spus, e posibil unii dintre voi să mergeți către un semn de foc, da? Unii dintre voi. Aici iar a apărut semnul vărsătorului, poate să fie și geamăn, poate să fie și balanță, și alături de regina de bâte, da? Semn de foc, berbec, săgetător sau leu. Simt că pentru unii dintre voi această energie, regina de foc, este exact manifestarea zodiei berbecului, pentru că o simt în acest moment ca fiind o energie foarte încrezătoare. Voi începeți să aveți încredere după ce vă vindecați sau intrați în acest proces de vindecare, începeți să aveți încredere în voi, să vă spuneți adevărul, să vă exprimați valorile, principiile, ce ar putea fi ele de exprimat, pentru că e o sabie ridicată, da, se exprimă, cu claritate, cu dreptate, just, aveți încredere în voi, în pasiunea voastră și mai ales în intuiția voastră. Sau cel puțin veți experimenta aceste energii în această perioadă, sfârșit de martie, început de aprilie. Poate unii dintre voi, repet, vă veți întâlni cu o persoană în semn de foc, berbec, leu, săgetător, de care sunteți foarte atrași, vă completează foarte bine. Dacă nu e o persoană, este o energie. Voi începeți să aveți încredere în voi. Nu mai sunteți obosiți, ca la 7 de cupe, erați chiar confuzi, interesant, ca la 7 de monede, nu mai sunteți obosiți, pentru că vă vindecați și parcă începeți să și uitați amărăciunea sau goliciunea asta sufletească, pentru că simțiți o nouă pasiune în voi, că doar nu degeaba aveți o regină. Regina este o energie care a fost lucrată. Nu e o energie chiar atât de imatură. E foarte matură. Poate este o persoană foarte creativă, foarte atrăgătoare, cu care puteți să faceți echipă bună. Simt în acest motiv, în acest moment, că aceste două persoane pot să facă ceva frumos împreună. Acum, cu cine urmează să vă întâlniți? Eventual, să încheiați un ciclu în care, da? Pentru mine lumea înseamnă Saturn, varianta pozitivă, profesorul pozitiv. Încheiați un ciclu în care voi nu ați fost mulțumiți într-o relație sau cu cineva, poate să fie cu cineva semn de foc, da? Și totuși voi vă regăsiți pasiunea. Deci, încheiați un ciclu și începeți un altul. O altă etapă în care poate un semn de apă, pești, rac sau scorpion vine în viața voastră cu o ofertă emoțională foarte frumoasă și această ofertă vă face să vă deschideți. În cazul în care până acum nu v-ați deschis emoțional, să vă deschideți, vedeți, persoana are și genunchii depărtați, este foarte deschisă, primitoare. Să vă deschideți și sufletul a înflorit. Cred că această ofertă, acest cavaler de cupe vă poate face să vă simțiți că v-a înflorit sufletul lângă ei. Poate aceste două cărți sunteți chiar voi, o singură persoană într-una. Cu cineva ați fost sobri, distanți, reci, pentru că nu v-au împlinit emoțional și cu altcineva s-ar putea să fiți super pasionali și foarte deschiși și creativi. Este posibil și această variantă. Oricum, cred că undeva spre sfârșitul lui martie s-ar putea Venus să intre. În fine, este o energie foarte frumoasă. Lumea și cavalerul de cupe, o persoană care vine foarte, este doritoare să vă vorbească frumos, să se exprime creativ, blând, romantic,
să vă salveze, cavalerul în armură albă strălucitoare pe cal alb, da, să vă salveze, da? Eventual, ia uite, după 8, dar ce face de fapt acest om? Pleacă de la 8 către 9, da? 9 ar putea să fie exact această cupă pe care vă oferă cavalerul. 9 de cupe reprezintă o energie foarte frumoasă de bucurie maximă. Acum, ia uite. Aveți la capătul acestor cărți judecata, justiția. Vi se face justiție. Da? După o perioadă toxică, după o perioadă toxică, ați așteptat într-adevăr mult să vi se facă justiție, dreptate. Poate ați avut de-a face cu cineva născut în zodia balanței, dar vi se face, aveți două cărți care reprezintă dreptatea și judecata. Poate aveți probleme în justiție, vă despărțiți unii dintre voi și totuși primiți o a doua șansă la ce? La fericire? La vindecare? Puteți să începeți un nou ciclu? Vă orientați către misiunea voastră personală? Da. E clar că unii dintre voi v-ați despărțit, iar același cavaler de monede apare de două ori. E clar că v-ați despărțit de cineva, turnul accentuează chestiunea asta, despărțirea, cineva v-a cam lăsat așa de izbeliște într-un fel sau altul, poate nu și-au exprimat emoțiile, da, și din acest motiv v-ați simțit așa, ați simțit nevoia să plecați. E posibil, regele de monede, deși este o energie bună, în acest context am senzația că nu a fost suficient de emoțional, de comunicativ cu voi, poate prea concentrat pe bani și mai puțin pe emoții, pe conversații. Ia uite, cred, da, un om care a vrut să vă controleze. Iar moartea, transformare, sfârșit de relație, de toxicitate. Poate voi vă preluați controlul asupra voastră, da? Ce înseamnă împăratul? Este drept, just, dar și pasional. Se schimbă lucrurile. Clar că acest echinocțiu, această lună plină, interesant de ce a rămas aici, cred că o să vă schimbați viața. Începe să vă schimbați viața și să manifestați o altă persoană în viața voastră. În momentul în care vă vindecați de energia trecutului, manifestați o dragoste deosebită. Cineva cu siguranță va veni cât de curând și vă va aduce dragostea pe care o așteptați. Așa simt în acest moment. Rămâne să-mi povestiți cât de valabil, cât a rezonat cu viața voastră și să ne auzim cât de curând cu citirea, etalarea pentru aprilie. Vă doresc mai bine, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă iubesc, chiar dacă am întârziat cu citirea. Ne revedem peste câteva zile, maxim o săptămână. Numai bine, la revedere!